Cum răspundeți acuzația actualei conduceri că ați prejudiciat financiar Federația cu o sumă de 700.000 de lei, din cauza aceasta blocându-se contul Federației, datorie care nici până în ziua de azi nu a fost plătită? Este greșit total. Noi, pe ce suntem judecați acum, sunteți judecați, sincer vă spun, și acum pot să mai spun ceva, pentru că nu puteam să spun nimic, că spunea că din cauza lui ăștia nu ne desfășurăm noi activitatea, că așa se face în România. Vechea, moștenirea celor, cum se spune înainte, din cauza lui. Nu! Deci partea noastră, ce am greșit-o noi, Federația, cu neplata taxelor la stat și la nu știu ce, s-a folosit tot în beneficiul ciclismului, m-ați înțeles? Și toate găinăriile care le-am făcut cum să face în România, m-ați înțeles, și le-am recunoscut. Da, domnule, am făcut asta pentru că trebuia să mă întâlnesc cu Ionică, cu Petrică și cu ăla, pentru că ar fi culme acum să spun, domnule, știi că m-am întâlnit cu ăla, cu ăla și cu ăla. Nu, mi-am asumat răspunderea pentru că noi făceam rost la Federație de 300.000 de euro. M-ați înțeles, ca să facem turul României. În 2013 s-a încheiat cu turul României pentru că noi, odată cu schimbul Federației, domnul Novak n-a mai vrut. Rămăsese 50.000 de euro de la comuniști, vechea federație, cum ne-a spus nouă, și niște nenorociți, cum s-a vorbit peste tot, niște hoți, a avut 50.000 de euro de la noi și ministerul 900.000. Pe contract, semnat, ați văzut, semnat de domnul Novak. Domnul Novak singur a decis ce face cu acești bani și bineînțeles că la ora actuală noi suntem penali, că am făcut niște treburi pentru să ne menținem activitatea, ca în România, nu trebuie să ne ascundem. Că se face undeva ceva la noi, vine sponsorul și te roagă. Nu, te duci la el, te duci după el, domne, hai să luăm o cafea, să bem ceva, haide să discutăm, ajutați-ne și pe noi. Așa se face. Am făcut 17 ediții al Turului României și pentru că am dat ciubucul și am făcut aia, am furat. Da, recunosc că am călcat legea. Dar am călcat legea ca să fac 17 tururi ale României, să trimit după 50 de ani un om la Olimpiadă și să iasă domnul Novak campion paralimpic. Că dacă noi aveam reglementări clare în legea sportului, eu nu mai eram acum cercetat. Sunt cercetat, rețineți, nu arestat. Și Novak la rândul lui nu era nici el cercetat. Pentru că Novak acum, din păcate, a trebuit să-i fac și eu o plângere care în valoare de banii de la minister, care oricum îi va plăti. Spuneți că și actuala conducere nu are deficit financiar. Deci actuala conducere a Federației este tot ce a luat de la minister, pentru că nefăcând rost de 300.000 de euro pentru Turul României, ca să se dea mare domnul Novak, a zis, facem Turul României. Bă, dar aveți bani? Păi zice, eu o să aduc bani, cu banii pe inimă, banii vin imediat. Nu s-a adus niciun leu. Toți au cerut bani. Dă-ne bani, dă-ne bani. Haideți să vă spun. Turul României din 2013 nu s-au dat nici măcar premiile sportivilor. Domnul Novak, uitați-vă aici. Ați semnat 900.000 de lei plus 50.000 de la Federație. Apropo de buget. Care era bugetul Federației? Cât mergea la Turul României? Deci bugetul Federației, ca dovadă că el va plăti acești bani, domnul Novak, un tur al României costă 300.000 de euro. Aproximativ 300.000, poate să fie și mai mult. Și bugetul Federației cât era? Bugetul Federației era ăsta, 900. 900.000 de lei. Da. Deci numai bugetul, pentru că de asta a făcut. N-a făcut rost de bani și din 2013 până la ora actuală, Federația n-a mai adus niciun ban. Toate, repet, toate competițiile internaționale, europene, mondiale, știu eu, balcanice și nu știu ce, erau suportate din bugetul Federației. Adică participările sportivilor. Toate erau suportate de Federația Română de Ciclism. Știți că acum a tot fost... Deci acum, din 2013... Toți au spus și grosul și... Din 2013 și inclusiv până acum, toți acești oameni și-au plătit ei.